Pentru o țară mai bună, pentru o țară mai faină, o țară care va prospera și o țară care va cunoaște o creștere economică și o stabilitate politică. Am votat așa cum am promis. Nu s-a schimbat nimic de 10 zile, 12 zile când am anunțat cum vom vota, cum voi vota eu personal. Așa am votat și sper că urmează 5 ani mai bun decât cei care sunt în urma noastră. Un mesaj pentru viitorul președinte? Să fie activ, să fie implicat, să încearcă să înțeleagă problemele societății și să aibă niște priorități. România să conteze, să fie pe primul loc interesul fiecărui om și niște priorități pentru următorii 5 ani, în așa fel încât respectul să fie un principiu și o valoare de bază și încrederea în societate. Ce mesaj le transmite celor care încă nu au ajuns la vot? Să iasă la vot. Deci eu de fiecare dată spun, trebuie să mergem la vot, trebuie să ieșim la vot, trebuie să încercăm să influențăm deciziile și din acest punct de vedere nu contează dacă suntem la alegerile prezidențiale, parlamentare, locale. Eu cred că o activitate politică și o legitimitate politică depinde și de o prezență mare la vot. Cu cine ați venit dumneavoastră astăzi să votați? Cu